seara, domnilor și domnilor, începe jurnalul Gorj TV. Bine v-am găsit! Iată câteva dintre principalele subiecte. Consilierii județeni au solicitat întrunirea Comisiei Autorității de Ordine Publică pentru a explica dacă oamenii sunt în siguranță sau nu pe străzile din județul Gorj. Solicitarea vine după ce în ultima perioadă au avut loc mai multe incidente violente în stradă. Explicații imediat. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a donat astăzi peste 250 de volume bibliotecii județene Cristian Tel din Târgu Jiu. Totodată, acesta a vorbit și despre prioritățile Americii în relația cu țara noastră. Care sunt acestea? Aflați în jurnal. Dezastru în Gorj, sute de persoane vor fi concediate începând cu data de 20 martie. Este vorba despre 160 de angajați, în principal de la cantine cazare Motru și de la Damir Med Serv, fosta fabrică de mașini unelte. Amănunte în câteva minute. Accident pe defileul Jiului, un autotren s-a răsturnat în această dimineață după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă. Tirul era încărcat cu fier vechi. Din fericire, șoferul s-a ales doar cu câteva zgârieturi. Circulația a fost blocată pe un sens până când mastodontul a fost repus pe roți. Șoferul are 38 de ani și mergea cu deșeuri feroase la Petroșani. Tânărul de 20 de ani care a fost reținut pentru 24 de ore după ce l-a alergat pe un alt șofer cu toporul în plină stradă a fost plasat sub control judiciar. Este decizia procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Au decis că în acest caz nu se poate vorbi despre tentativă de omor, ci despre amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Eduard Năzdrăvanu l-a șicanat în trafic pe un alt tânăr de 22 de ani din Târgu Jiu, l-a tamponat intenționat, apoi a ieșit din mașină și l-a alergat cu un topor. Un martor care a văzut toată scena a sunat la 112 să alerteze poliția. Consilierii județeni au solicitat întrunirea Comisiei Autorității de Ordine Publică pentru a explica dacă oamenii mai sunt în siguranță sau nu pe străzile din județul Gorj. Solicitarea vine după ce în ultima perioadă au avut loc mai multe incidente violente în stradă. Prefectul județului Gorj, Gheorghe Paraschivu, dă asigurări că aceste scandaluri sunt izolate și nu ar trebui să sperie oamenii. Ultimul astfel de incident a avut loc duminică seara, într-o răfuială în plină stradă. Un tânăr a alergat cu un topor ori alt șofer după ce l-a tamponat intenționat. Consilierul județean Denisa Șuț a expus această problemă în cadrul ședinței de Consiliu Județean. Ea consideră că membrii Autorității pentru Ordinea Publică ar trebui să explice într-o ședință extraordinară ce măsuri s-au luat pentru ca aceste incidente violente să nu mai aibă loc pe străzile din Gorj. Valentin Popa, membru UNATOP, a explicat că Florin Muscălescu, comandantul Inspectoratului Județean de Poliție, va prezenta un raport luna viitoare. În ședința de Consiliu Județean de luna viitoare va fi de față comandantul Poliției, care va prezenta un proiect de activități pentru 2017 și sigur ceea ce s-a întâmplat în activitatea Poliției, Inspectoratul Județean de Poliție, Gorj. Atunci vom putea pune mai multe întrebări, veți putea pune mai multe întrebări despre rolul ATOP în ceea ce spuneați dumneavoastră, sigur că putem discuta. Membrii ATOP, consiliere județeni, reprezentanții societății, nu sunt polițiști, nu o să poată niciodată sta pe stradă să intervină în răfuielile dintre clanurile interlope. Cu toate acestea, prefectul nu vrea panică în Gorj. Susține că oamenii sunt în siguranță, deși ultimele scandaluri sângeroase au avut loc în plină stradă, iar unul dintre ele chiar la poarta unei școli, la orele prânzului. La fiecare incident, că sunt incidente, am fost informat de către instituțiile statului, de către IPJ în speță. Și vreau să vă asigur că cetățenii județului Gorj, că cetățenii
în siguranță. Sunt incidente. Numărul patrulelor de poliție este sporit nu de acum, de vreo câteva luni de zile. Sunt planuri de măsuri și hai să ne uităm în jur. Gorjul este un județ în care putem să creștem copiii în siguranță, în care putem să mergem liber pe stradă. Președintele Consiliului Județean dă și el asigurări că aceste conflicte sunt izolate. Raportul IPJ va fi dat publicității când va fi înaintat Consiliului Județean. Au escaladat în ultimele două săptămâni anumite conflicte. Eu zic, sper să fie conflicte spontane în anumite conjuncturi, să nu fie premeditate în ultimele săptămâni. Credeți că ne-am putea întoarce în acea perioadă în care... Nu, e mult, și... cu siguranță nu. Nu, din ce am văzut. Asta pentru că am văzut sunt conflicte izolate între anumite persoane fără a fi constituite, să spunem, anumite grupări, ceea ce se vorbea ieri. Doar săptămâna trecută mai mulți tineri au ajuns înjunghiați la spital după un scandal în plină stradă. Altul a ajuns după gratii după ce a alergat un șofer cu un topor, iar doi polițiști au fost agresați în fața unui club din Târgu Jiu. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a donat astăzi peste 250 de volume Bibliotecii Județene Cristian Tell din Târgu Jiu. American Shelf reprezintă o donație de carte, lucrări de referință, literatură americană clasică și contemporană pentru copii și tineret sau cărți despre istoria și geografia Statelor Unite ale Americii. Promovarea securității și democrației sunt două dintre obiectivele Statelor Unite în relația cu țara noastră, a explicat ambasadorul la Târgu Jiu. Am fost onorați să fim parte a acestui proiect pe care Ambasada Statelor Unite ale Americii în România l-a replicat deja în mai multe biblioteci județene. Și vrem să mulțumim pentru donația care cuprinde 252 de volume. După ce au intrat în patrimoniul bibliotecii, cărțile vor sta la dispoziția celor interesați. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a vorbit despre alegerea sa de a veni la Târgu Jiu. Acest proiect a mai fost desfășurat și cu alte biblioteci județene din România. To the encouragement that you are giving to the citizens of Târgu Jiu and Gorj County to become readers and to love books. Oferind acest dar, aceste cărți, sperăm să vă ajutăm să îi încurajați în continuare pe cetățeni să citească. I also hope, as you state, that it encourages your readers to deepen their proficiency in English, the English language. Sper, așa cum ați menționat și dumneavoastră, că îi va ajuta pe cititori să-și dezvolte cunoștințele de limba engleză. Vă mulțumim pentru aceasta. Suntem într-un loc încărcat de cultură. Este locul în care toți invitații și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți aici, am fost și suntem legați de litera cărții. De la vârste fragede până la maturitate, cartea este un izvor nesecat pentru suflet. Hans Klemm a vorbit și despre prioritățile pe care America le are în parteneriatul cu țara noastră. First, it is to promote the security of our two countries. Prima este promovarea securității țărilor noastre. We are blessed that both Romania and the United States have the vision to make necessary investments in our security. Suntem binecuvântați de faptul că atât Statele Unite cât și România au viziunea necesară pentru a face investițiile necesare în securitatea noastră. The United States very much welcomes the decision of the Romanian government several weeks ago to budget 2% of its of gross national product to Romania's defense. Statele Unite salută decizia recentă a României, a Guvernului României de a aloca 2% din PIB pentru apărare. But even before this decision, we have enjoyed a very strong partnership in ensuring both the defense and deterrence here in Romania against threats and the considerable threats that exist here in the Black Sea region. Însă chiar dinainte de această decizie, Statele Unite și România au avut o colaborare extraordinară în domeniul apărării și al dezvoltării capacităților de descurajare a amenințărilor consistente din această regiune.
Ambasadorul Statelor Unite a mai subliniat că este foarte importantă colaborarea SUA cu România. Ambele țări au ales valori și un viitor democratic și speră ca instituțiile democratice să fie și mai consolidate pe viitor. Ambasadorul Statelor Unite a profitat de vizita de la Târgu Jiu pentru a vedea și operele lui Constantin Brâncuș. Hans Klemm a fost împreună cu soția sa în cele două parcuri din Târgu Jiu și a rămas impresionat de capodoperele lui Constantin Brâncuș. Cel mai mult i-a plăcut coloana fără sfârșit. S-a fotografiat și lângă Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Hans Klemm a avut discuții și cu oficialii județului și ai municipiului Târgu Jiu. Principalul obiectiv al său la Târgu Jiu a fost însă o donație de cărți la Biblioteca Județeană Cristian Tel. Dezastru în Gorj, mai multe persoane vor fi concediate începând cu data de 20 martie. Este vorba despre 160 de angajați de la Cantine Cazare Motru și de la Damir Med Serv, fosta fabrică de mașini unelte. Administratorii acestor au notificat deja Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj privind concedierile colective ce vor fi efectuate. Luna trecută, alți 149 de angajați ai întreprinderii de drumuri și poduri Gorj au fost dați afară din lipsa contractelor. Societatea Cazare Cantine Motrucea, care asigura masa caldă pentru minerii din cadrul complexului energetic Oltenia de la carierele Roșiuța și Lupoia, vor concedia începând cu data de 1 aprilie 38 de persoane. Administratorii societății au luat această decizie după ce minerii din carierele respective au renunțat la porțiile de mâncare în favoarea tichetelor de masă. O altă notificare de la societatea comercială Cazare Cantine Motru, care ar urma să concedieze începând cu 1 aprilie 38 de persoane. Ca și probleme invocate ar fi problemele economico-financiare care, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii privind servicii mesei calde de către salariații de la MC Lupoaia și MC Roșiuța. Și fosta fabrică de mașini unelte, care poartă acum denumirea de Damir Med Serv, va concedia începând cu 20 martie peste 120 de persoane. Societatea se află în prezent în procedură de faliment. Primit notificări de la societatea comercială Damir Med Serv, ce urmează să concedieze 125 de persoane în 4 etape, 30 începând cu 20 martie, 30 cu 27 martie, 30 de persoane cu 3 aprilie, și 35 de persoane cu 10 aprilie. O să discutăm în perioada imediat următoare cu conducerea și de la societatea comercială Damir Med Serv și cu cei de la Cazare Cantine Motru să stabilim niște zile în care să le oferim serviciile de preconcediere, urmând totodată să și stabilim modul de preluare a dosarelor pentru a putea intra în posesia indemnizației de șomaj aceste persoane. Viitorul nu arată prea bine pentru județul nostru. Numărul de șomeri trece de 10.000, iar în perioada următoare va crește considerabil. În Gorj, în prezent, sunt disponibile doar 165 de locuri de muncă. Centrul municipiului Târgu Jiu a devenit în aceste zile un real pericol pentru cetățeni. Asta pentru că în mai multe zone din centrul orașului există risc de electrocutare din cauza unor branșamente electrice lăsate la voia întâmplării, chiar lângă corturile amplasate de către comercianții de mărțișoare. Cei mai expuși pericolului sunt copiii, pentru că în zonele respective aceștia se joacă și pot atinge din greșeală firele electrice. Comercianții de mărțișoare care și-au amplasat corturile în centrul municipiului au realizat mai multe branșamente electrice pe care le-au lăsat însă la voia întâmplării. Acestea pot deveni un pericol pentru cetățenii care se pot electrocuta. Mai mult, în zonă nu sunt amplasate avertismente asupra pericolului la care pot fi expuși copiii și adulții. Un pericol nemaipomenit pentru, dar nu numai pentru copii, și pentru adulți. Intră copiii să se joace acolo, pot să se împiedice să atingă. Fără discuție, dar ar fi putut să facă și mai bine. De asemenea, unele cabluri sunt chiar lângă cișmelele cu apă, deși echipamentele electrice nu trebuie amplasate lângă zonele cu umiditate. În orice moment s-ar putea întâmpla o tragedie dacă firele electrice nu sunt izolate corespunzător. E nevoie să fie o neatenție a persoanelor de aici, să atingă cu piciorul. Sau dacă vine cineva să bea apă. Și sau dacă vine, exact, orice se poate întâmpla. Pentru că sunt foarte, foarte ciudate. Văd ceva izolație acolo, dar nu știu cât de izolate sunt. Reprezentanții autorităților locale susțin însă că au fost luate măsuri astfel încât branșamentele electrice să nu pună în pericol viața cetățenilor.
Cablurile de care vorbiți dumneavoastră sunt izolate corespunzător, au manta metalică, cutiile de prize au siguranțe automate cu protecție la supra-sarcină, respectiv la scurt circuit și nu prezintă pericol de electrocutare pentru persoanele aflate în trecere. Cablurile electrice asigură comercianților de mărțișoare iluminatul necesar atunci când se înserează. Primăria Târgu Jiu nu are șanse, cel puțin în viitorul apropiat, să preia cinematograful Sergiu Nicolaescu. Oficial era DEF, cei care dețin cinematograful din Târgu Jiu le-au transmis autorităților că este prematură o astfel de discuție. Amănunte în câteva momente în jurnal. Organizarea alegerilor parțiale la Târgu Jiu ține de opțiunea guvernului. Au explicat acest lucru socialdemocrații, care susțin însă că ar vrea să fie alegeri la Târgu Jiu pentru ca viitorul primar să aibă legitimitate. Liberalii se tem însă că actorul executiv va merge pe un vid al legislației și nu va mai programa alegeri la primăriile care au rămas fără conducători, iar actualii edili interimari ar urma să o conducă administrațiile până în 2020. Ciprian Florescu, vicepreședinte PSD Gorj, a explicat astăzi într-o conferință de presă că organizarea alegerilor parțiale va fi stabilită de guvernul condus de Sorin Grindeanu. Există varianta ca acestea să nu aibă loc, însă PSD Gorj își dorește să fie organizate alegeri. Acest subiect este apanajul strict al guvernului, al executivului. E greu să vă răspundem noi de la Gorj care sunt planurile în ceea ce privește organizarea de alegeri parțiale în localitățile respective, dar speranța noastră este, asta ca să-i răspund și domnului Dan Vâlceanu, speranța noastră este că alegerile vor fi organizate cât mai repede cu putință. Printre motivele enumerate se află și legitimitatea viitorului primar. Motivele sunt nenumărate, mergând de la legitimarea celui ce urmează să conducă destinele urbei și la Târgu Jiu și în celelalte localități, evident, până la necesitatea unei stabilități care să nu poată fi pusă la îndoială sub nicio formă. Alegerile ar urma să aibă loc în luna mai. Cu toate acestea, liberalul Marcel Romanescu se teme că nu vor mai fi organizate alegeri parțiale la Târgu Jiu după ce fostul primar Florin Cărciumaru a plecat în Parlament. Susține că au fost aduse modificări legii aleșilor, astfel încât în prezent primăriile pot fi conduse interimar pe o perioadă nedeterminată. Din păcate, în acest moment, chiar dacă a existat o lege care impunea un anumit termen pentru organizarea alegerilor în condițiile în care se vacantează postul de primar, acea lege a fost modificată și în momentul în care discutăm, guvernul poate organiza oricând sau din păcate, pentru că eu vreau să cred că primarul unui municipiu trebuie să fie ales de cetățeni, nu din rândul consilierilor. Din păcate, aceste alegeri pot fi amânate luni de zile, chiar ani. Eu cred că și acest guvern ar trebui la un moment dat, în timpul rezonabil, atât din cât legea nu mai impune un astfel de termen, dar într-un timp rezonabil, să emită hotărârea de guvern pentru alegerea primarilor acolo unde posturile au fost vacantate. Acest articol a fost abrogat în 2012 de Victor Ponta. Până în 2012, cel puțin până în perioada în care eram subprefect al județului Gorj, știam foarte bine că erau două termene. Una, în momentul în care se vacanta postul de primar, în 3 luni de zile, 90 de zile, spunea lege, trebuia să emiți hotărârea de guvern și maxim 6 luni de zile trebuia să organizeze alegerile pentru funcția deja declarată vacantă, da? În acest moment nu mai există acel articol și în 2016 ne izbim de o astfel de problemă. Cu toate acestea, Marcel Romanescu este de părere că actualul primar interimar de la Târgu Jiu va organiza totuși alegeri în perioada următoare. Asta în condițiile în care în prezent nu este vorba decât de calcule politice. Aceeași problemă este întâlnită și în județul vecin, Dolj, unde primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a renunțat la acest fotoliu în decembrie anul trecut. Se conturează 3 candidaturi pentru șefia ALDE Gorj, pe lângă cele 2 nume deja anunțate, Scarla Tiriza și Dian Popescu, și Marius Borcan este aproape decis să intre în competiție. Acesta neagă totuși că ar fi vreun conflict în sânul partidului și dă asigurări că se va găsi un numitor comun până la organizarea alegerilor. În acest moment este liniște în ALDE, susține vicepreședintele organizației județene Marius Borcan. Acesta a explicat că în ciuda declarațiilor acide ale liderului Dian Popescu la adresa contracandidatului său, în partid este liniște și nicio bisericuță. Din punctul de vedere nu sunt tensiuni. Vreau să vă spun că organizația ALDE e o organizație care se pregătește de alegeri. Evident că în timp ce te pregătești de aceste alegeri, și într-o parte și în alta, fiecare încearcă să-și apropie cât mai mult electoratul pentru a câștiga aceste alegeri.
Partidul este în viață, iată arătăm că este un partid viu și vom vedea ce se va întâmpla atunci când se vor ține aceste alegeri și nu pe placul unuia sau altuia. Când spun pe placul sau altuia, mă refer la cei doi copreședinți, la Borcan sau Dian Popescu. Aceste alegeri le vom organiza atunci când vom decide de comun acord. Marius Borcan a explicat și de ce au amânat alegerile pentru șefia ALDE Gorj. Timpul nu le-a ajuns celor din partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu să-și rezolve toate problemele. S-au amânat că încă n-am putut să rezolvăm problemele care există în interiorul organizațiilor județene. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct și după ce vom termina cu toate aceste probleme, ne vom ocupa de problemele alegerilor. Chiar dacă Scarlatti Riza și Dian Popescu s-au întrecut în acuzații și cuvinte grele, Marius Borcan susține că nu sunt mai multe tabere în sânul partidului. Bomba a lăsat-o la final. Se gândește să candideze și el pentru șefia organizației județene. Nu sunt bisericuțe în ALDE Gorj. Riza Scarlatti este un senator al României, este un om cu greutate, evident că și-a anunțat candidatura, evident că omul trebuie să treacă la treabă, pentru că altfel nu poți câștiga. Nu sunt bisericuțe. Dați-mi voie, de ce nu voi candida eu? Deci deocamdată nu m-am decis, voi vedea în viitor. Alegerile pentru desemnarea președintelui unic al ALDE Gorj ar fi trebuit să aibă loc în această lună, însă au fost amânate. Conducerea centrală va realiza calendarul după care vor fi organizate alegerile în teritoriu. Primăria Târgu Jiu nu are șansă, cel puțin în viitorul apropiat, să preia cinematograful Sergiu Nicolaescu. Oficialii RADEF, cei care dețin cinematograful din Târgu Jiu, le-au transmis autorităților că este prematură o astfel de discuție. Chiar dacă va prelua sala, primăria nu are voie să-i schimbe destinația pentru o perioadă de 15 ani. Tot mai puține persoane trec pragul cinematografului, aceasta fiind și ideea de la care au plecat consilierii locali, care au solicitat transferul acestuia pentru a fi folosită sala de spectacole. Municipiul Târgu Jiu este probabil singurul din țară unde nu există o sală de evenimente cu toate avizele necesare. Proiect de hotărâre pentru inițierea procedurilor legale privind aprobarea transferului imobilului sală cinematograf Sergiu Nicolaescu, situat în municipiul Târgu Jiu, strada Siretului numărul 8, județul Gorj, din domeniul public al statului și din administrarea RADF România Film RA, în patrimoniu public al Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Jiu. Acest proiect de hotărâre a avut referat de respingere și a fost discutat în comisiile de specialitate. Proiectul a fost depus de consilierii liberali, însă a fost respins de comisiile de specialitate din cadrul primăriei Târgu Jiu pentru că au fost inițiate demersuri încă de la începutul lunii pentru ca cinematograful să fie preluat de administrația locală. Directorul România Film va ajunge la Târgu Jiu în perioada următoare pentru a purta noi discuții cu oficialii primăriei. Discuțiile au devenit însă din nou aprinse în ședința de Consiliu Local. Acest proiect și referat de respingere. Ulterior, după semnarea protocolului, acest protocol se supune Consiliului Local, în vederea sușirii și aprobării. Ăștia-s pașii. Consilierii liberali au fost foc și pară pe viceprimarul Adrian Tudor, care nu le-a comunicat intențiile primăriei, deși se întâlnesc aproape zilnic. Mă surprinde că actualul viceprimar Adrian Tudor ne informează de demersurile pe care le-a făcut de acum câteva luni, astăzi. Ne avem ședințe de Consiliul Local și de Comisie aproape în fiecare săptămână. Mă așteptam că, până la urmă, nu era niciun fel de problemă să vină într-o ședință de Consiliu sau de Comisie să ne spună: vedeți că noi, ca și primărie, am inițiat anumite demersuri și totul era în regulă. Noi nu facem altceva decât să ajutăm local prin care se face transferul bunului. Nu, noi asta spunem, că noi ca și consilier, și mi se pare normal ca să o votăm, noi ca și consilier local susținem o astfel de inițiativă. Chiar dacă va trece în patrimoniul primăriei, aceasta nu are voie să-i schimbe destinația timp de 15 ani. Primăria municipiului Târgu Jiu a făcut cu aproximativ 2 săptămâni de zile în urmă aceste demersuri de preluare a cinematografului.
demersuri care ni se par firești atâta timp cât este o lege în acest sens. Este o lege în sensul de a putea prelua UAT-urile aceste cinematografe cu condiția să nu schimbe pentru o perioadă de 15 ani de zile destinația clădirii. Sunt condiții pe care noi le vom respecta și în funcție de numărul de ani și în funcție de numărul de prezentări cinematografice săptămânale. Nu ne vom abate de la lege pentru că acest lucru este impus și așa vom proceda. În prezent, în municipiul Târgu Jiu nu există o sală de spectacole. Casa de Cultură a Sindicatelor a fost închisă de pompieri pentru că nu are toate avizele privind securitatea în caz de incendiu. Aproximativ 100 de persoane trec zilnic pragul cinematografului. În prezent, instituția aflată în subordinea RADEF are 5 angajați la Târgu Jiu și se autofinanțează din banii obținuți în urma vânzării biletelor. Un fost inginer minier s-a îndrăgostit de câteva luni de arta handmade. Realizează obiecte din fâșii subțiri de hârtie colorată, iar din mâinile sale ies lucruri unice. Divina Voicu a lucrat o viață în cariera seciorile și este din Târgu Cărbunești. Pasiunea pentru quilling a regăsit-o în această iarnă. A creat deja sute de mărțișoare din hârtie colorată și candelabre unicate. O cunoaștem și noi după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Goș TV! Ne-am întors la jurnal. Un fost inginer minier s-a îndrăgostit de câteva luni de arta handmade. Realizează obiecte din fâșii subțiri de hârtie colorată, iar din mâinile sale ies lucruri unice. Didina Voicu a lucrat o viață în cariera seciurile și este din Târgu Cărbunești. Pasiunea pentru quilling a regăsit-o în această iarnă. A creat deja sute de mărțișoare din hârtie colorată, dar și candelabre. Recunoaște că este o muncă migăloasă, însă un strop de pasiune și talent pot face diferența. Următorul plan este unul și mai îndrăzneț, vrea să facă tablouri tridimensionale. Didina Voicu are 60 de ani, a ieșit la pensie, însă nu poate să stea deoparte de muncă. Femeia vrea să fie de folos acum. De ceva vreme s-a îndrăgostit de quilling și realizează tot felul de lucruri doar din hârtie colorată. Acum, în luna lui Mărțișor, simbolurile primăverii reprezintă principala preocupare a femeii. Didina ne-a explicat ce materiale folosește, însă nu ne-a spus toate secretele. Hârtie colorată, un lipic foarte bun și mai am niște secrete care... Nu dau tot din casa acum, nu? În decembrie anul trecut a început să confecționeze mărțișoare. A creat deja 300 de mărțișoare unicat. Astea 300 nu sunt două la fel, pentru că de fiecare dată îmi vine altă idee și la toate astea trebuie să ai un pic de inspirație. Nu se pune talentul, deci talent trebuie să ai. Așa? Imaginație. Imaginație, da. Și sunt momente când nu am. Și atunci... Nu lucrez, că nu am, dar când am imaginație, nu mă mai opresc. Multe pe zi nu fac, pentru că sunt lucruri mărunte și migăloase. Pentru un mărțișor, în funcție de complexitate, Didina lucrează chiar și o oră. Unele parcă sunt și naturale. Uitați, aici am unul, păpădie. Păi, parcă ar fi o păpădie, da? Sau lalele, sau ghiocei am avut, mărgăritar cu buburuze, cu gărgărițe, tot felul de flori, lalele, tot felul de combinații, de culori frumoase, că aleg să fie și o culoare plăcută. Recunoaște că pentru unele modele s-a inspirat de pe internet. Nu a urmat cursuri specializate. A învățat toate secretele acestei arte de pe calculator. În viitor are planuri mărețe. Vrea să facă tablouri 3D. Aș vrea să fac tablouri 3D. Cu toate că astea, cu timpul, ele se prăfuiesc. Cât am vrea noi să nu se prăfuiască. Dar nu avem ce să le facem. Și e indicat să fie un tablou cu geam. Și acest candelabru este realizat prin aceeași metodă. Balon cu macrame, cu aracet. Am îmbrăcat balonul. L-am lăsat să-și facă efectul aracetul și cu încă ceva, un lipici foarte bun. După care am înțepat balonul, am scos balonul și a rămas produsul finit. A
Autoritățile locale din Motru și Novace au termen până la finalul anului 2017 să închidă depozitele de deșeuri. În caz contrar, riscă sancțiuni drastice din partea Uniunii Europene. Gropile de gunoi ar fi trebuit să fie închise încă din 2009, însă primăriile celor două orașe nu au avut banii necesari. Suma de care au nevoie se ridică la 1,3 milioane de lei. Mai mult, săptămâna trecută, reprezentanții ai Ministerului Dezvoltării, Gărzii Naționale de Mediu și de la alte instituții de la nivel județean au făcut mai multe verificări la Motru pentru a vedea care este situația. Chiar dacă deșeurile produse de cetățenii și agenții economici din Motru și Novaci nu mai sunt depozitate în gropile de gunoi, acestea trebuie închise conform directivelor Uniunii Europene. Acțiunea trebuia efectuată încă din anul 2009, însă autoritățile locale nu au avut banii necesari. La nivelul județului Gorj au funcționat 8 gropi de gunoi, dintre care 6 au fost închise. Primăria Novaci a început deja lucrările pentru închiderea depozitului. La nivelul județului Gorj, inițial, au existat 8 depozite de deșeuri municipale, orășenești, care trebuiau închise. Deci primul care a fost închis a fost al municipiului Târgu Jiu, după care s-au închis și celelalte 5. Deci s-au închis 6 depozite, ca restanță fiind orașul Motru și orașul Novaci, de fapt municipiul Motru. La Novaci am fost săptămâna aceasta și am constatat că lucrările de închidere erau începute în baza obligațiilor de mediu pe care le-am eliberat în anul 2009. S-au făcut primele lucrări, respectiv de restrângere a perimetrului, de îndepărtarea deșeurilor care mai puteau fi îndepărtate de vânt și urmează să depună întreaga documentație pentru a putea emite acordul de mediu privind închiderea acestuia. La Motru situația este mult mai complicată. Asta pentru că autoritățile locale nu au banii necesari pentru închiderea gropii de gunoi. Pentru demararea lucrărilor au nevoie de 1,3 milioane de lei. La Motru au fost emise toate actele de reglementare. S-a constatat că suma de închidere este foarte mare și ar trebui cumva să-și reanalizeze proiectul, în sensul în care sunt anumite tipuri de lucrări care nu ar mai fi necesare după perioada asta din 2009 până acum, nemai fiind depuse deșeuri, pentru că s-a asistat în 2009, deci am făcut 16 iulie 2009, prin tratatul de aderare am asistat depunerea deșeurilor în aceste depozite. Valoarea proiectului, așa cum este în faza actuală, este undeva la aproximativ 13 miliarde de lei, deci e o sumă considerabilă. Dacă cele două gropi de gunoi nu vor fi închise până la finele anului 2017, România riscă sancțiuni drastice din partea Comisiei Europene. Sancțiunile sunt, deci chiar apare în legea deșeurilor, e undeva la 1.800.000 ca și sancțiune, plus penalități pe zi de întârziere, cam așa se calculează. Da, se pune la nivel de țară. În țară, peste 80 de gropi de gunoi funcționează ilegal. Ziua de 1 martie nu va trece neobservată la Târgu Jiu. Mâine, doamnele și domnișoarele vor avea parte de câteva surprize oferite de reprezentanții municipalității. Reprezentantele sexului frumos vor putea participa la un spectacol de muzică clasică ce va avea loc în fața Teatrului Dramatic Elvira Godanu din Târgu Jiu, cu începere de la ora 12. De asemenea, doamnele și domnișoarele din municipiu vor putea călători gratuit cu mijloacele de transport în comun și își vor putea parca mașinile în orice parcare din oraș, fără să achite vreo taxă. De mărțișor, doamnele și domnișoarele din Târgu Jiu vor fi răsfățate cu spectacole organizate de Direcția de Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primăriei Târgu Jiu și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș. Începând cu ora 12, acestea vor putea urmări în centrul municipiului un spectacol de muzică clasică. Pentru a sărbători așa cum se cuvine venirea primăverii, spectatoarele vor primi felicitări și mărțișoare din partea organizatorilor. Mâine, 1 martie, artiștii Quartetului Accentele vor oferi doamnelor și domnișoarelor din municipiul Târgu Jiu un spectacol de muzică clasică ce va avea loc începând cu ora 12 în fața Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, iar spectatoarele ce vor asista la acest frumos spectacol vor primi flori și mărțișoare din partea organizatorilor. Iar surprizele nu se opresc aici. Reprezentantele sexului frumos vor putea circula gratuit oriunde în municipiu cu mijloacele de transport în comun.
primăria municipiului Târgu Jiu va acorda facilități doamnelor și domnișoarelor din municipiu, tot cu ocazia zilor de 1-8 martie, iar în aceste zile reprezentantele sexului frumos vor putea circula gratuit pe mijloacele de transport în comun ale societății Transloc, iar șoferițele aflate în trafic își vor putea parca autoturismele pe spațiile special amenajate fără să fie nevoie să achite o taxă de parcare. Evenimentele vor continua și pe 7 martie, când Orchestra de Cameră a Filarmonicii Oltenia va susține un concert festiv în sala mare de evenimente de pe insulița Jiului. Intrarea este gratuită și se face pe bază de invitație ce poate fi ridicată de la sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș sau de la sediul primăriei. Dinamo a invitat Pandurii să joace meciul de duminică pe Național Arena, susținând că este gata să suporte și închirierea stadionului, chiar dacă nu câinii sunt gazdele. Marin Condescu nu a acceptat însă oferta celor de la Dinamo. Până la această oră nu se știe unde va juca Pandurii. Cert este că meciurile CSU Craiova, Gazmetan și Pandurii Dinamo se vor juca în ultima etapă la aceeași oră, însă doar o singură formație va putea juca pe terenul propriu, la Severin. Pandurii joacă partidele de acasă la turnul Severin, acolo unde joacă și CSU Craiova, care are etapă cu Gazmetan. Dacă Pandurii sunt de acord cu Național Arena sau pe Dinamo, suntem perfect de acord să schimbăm orașul de disputare a partidei. Noi vrem la București, depinde ce vor și ei, a comentat Ionel Dănciulescu. Deși dinamoviștii au invitat să joace partida directă pe Arena Națională, Marin Condescu, președintele Pandurilor, susține că și-ar dori să joace partida la Mediaș. Ne umorâm cu ultima etapă pentru că se aglomerează lucrurile. Noi avem al doilea stadion la U Cluj, care e închis pentru meciul naționalei. Craiova are al doilea stadion la Severin și dacă jucăm unii și alții la aceeași oră, este o variantă să vedem dacă acceptă și Dinamo la Mediaș. Trebuie să informăm și Liga. Am trimis acum cerere celor de la Mediaș să ne trimită cheltuielile și după ce aflăm cât ne costă, vedem ce facem. Trebuie să se accepte varianta Mediaș și lucrurile sunt în regulă. Este exclus să jucăm în București. Dacă nu se va vrea în niciun fel, atunci va trebui Craiova să schimbe stadionul și noi să jucăm la Severin, a declarat Marin Condescu la Digi Sport. 40.000 de euro îi costă pe roșii albaștri închirierea celui mai mare stadion al țării. Noi vrem să scoatem un rezultat mare cu Dinamo, nu mă interesează unde se joacă. Chiar dacă vom fi în play-out, trebuie să strângem puncte și vom aborda ultima etapă la victorie, a declarat Sergiu Negruț, atacant al echipei Pandurii Târgu Jiu. Meciul dintre Pandurii și FC Dinamo este programat duminică 5 martie. Jurnalul Gorj TV se oprește aici. De la ora 21, Alinion vă așteaptă la emisiunea Numele Adevărului. Invitatul din această seară este liderul de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Nelu Roșca. Eu sunt Diana Speretoiu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară liniștită!